În ultimele 24 de ore, cea mai vizionată postare de pe site-ul jurnaldereghin.ro a fost știrea despre cursul gratuit de acordare a primului ajutor organizat de o sală de sport și fitness din Reghin. Pe locul secund regăsim știrea despre investițiile mari pregătite de administrația locală din Batoș. Pe locul 3 în topul audienței s-a clasat știrea cu privire la măsurile care se impun prin lege pentru protejarea angajaților la locul de muncă și pe pagina de Facebook Dareghin TV. Cel mai mare interes le-a trezit materialul despre sala multisport din Parcul Tineretului, care găzduiește cursuri gratuite de prim ajutor. Pe locul secund a fost materialul despre planurile de investiții de amploare în noul mandat al primarului reales în Comuna Batoș. Pe locul 3, în topul audienței, s-a clasat informația cu privire la verificările inspectorilor de muncă pentru protejarea angajaților pe timp de caniculă. Detalii aflați accesând site-ul jurnaldereghin.ro sau pagina de Facebook Dareghin TV.